Oameni de milioane. Cu Toader Băun la Europa FM. Pentru prima dată în istorie, un român este laureat în celebrul Global Business Hall of Fame al unei organizații în care doar nume care au scris istorie în întreaga lume și-au găsit locul. Iar acest român nu este unul de care s-auziți acum prima dată, pentru că a mai fost la Europa FM, ați avut ocazia să-i cunoașteți povestea spusă și cu ajutorul Andrei Esca la un moment dat. Cornel Lamariei este inventatorul ochelarilor care îi ajută pe nevăzător să se deplaseze și este omul de milioane din această săptămână. Salut, Cornel! Salut! Mulțumesc mult pentru invitație! De fiecare dată când mai primești un premiu sau mai primești o recunoaștere din asta națională sau internațională, mă întreb dacă tu dormi vreodată sau întotdeauna încerci să faci ceva nou cu care să surprinzi lumea. Două aspecte aici. Unu, cu fiecare astfel de titlu pe care îl primim, până la urmă reprezint un grup de oameni absolut incredibil, cu fiecare astfel de titlu te simți un pic vinovat, simți că nu îl meriți, simți că au greșit, simți poate acest sindrom al impostorului, dar te ambiționează foarte mult să vrei să-l lupți, să-l muncești în continuare până când simți că da, l-am meritat. Mai am un pic de muncă pentru asta. Pe de altă parte, legat de dormit, ar fi o idee bună să dorm un pic mai mult. Cu siguranță oamenii apropiați îmi spun asta. Și chiar acum 10 minute discutam asta cu o parte din echipă, că ar fi cazul cu toți să dormim un pic mai mult. Însă nu facem lucrurile pentru a câștiga premii, nu facem lucrurile pentru a fi cunoscut, facem lucrurile pe care le facem pentru că vrem să ajutăm. Fundamental, ceea ce noi facem numim make meaning, not money, este una dintre lucrurile pe care le folosim foarte mult. Noi vrem să construim lucruri ce ajută, să înțelegem cu adevărat probleme, să venim cu soluții ce ajută. Restul sunt doar, acolade pe lângă acestea. Lucruri pe care le primim atunci când ne facem treaba bine, dar nu pentru a le facem. Singurul motiv pentru care noi construim lucruri este ca să ajutăm. Cornela Marie, câți ani ai acum? 27. Și mulți oameni la vârsta asta abia își caută drumul în viață. Tu deja pare că te-ai setat foarte, foarte bine pe el. Când ai văzut luminița pe care trebuie să o urmezi, pe care trebuie să te îndrepți? Eu încă sunt în căutarea acelei luminițe. Îmi este clar pe ce mă axez. Acum n-am nicio idee ce o să fac în 2 ani, să zicem. Bineînțeles, există plan. Lumen este o companie ce este într-o creștere incredibilă și există un plan foarte bine pus la punct, care încă se pliază pe anumiți factori, dar există un plan și pe ani de zile. Dar nu aș zice că sunt atât de convins că mi-am găsit lumina și știu foarte bine traiectoria, știu ce îmi place. Am avut norocul să descoper cu acum foarte, foarte mult timp ceea ce îmi place să fac și ceea ce îmi place este să creez. Dar nu contează de mult dacă este vorba despre o jucărie nouă sau o melodie nouă sau o poezie nouă sau... Mi-e îmi place universal să creez și pentru că nu am așa un field foarte, foarte strict, antreprenoriatul este unealtă pe care o folosesc. Lumea a crescut la 40 de oameni, e o entitate antreprenorială, antreprenoriatul este unealta care ne ajută să ducem pe piață, să ducem acel impact. Dar din motivul ăsta o folosim, dacă puteam să facem asta în alt mod, o fi făcut în alt mod. Tocmai asta nu cred că am găsit atât de bine direcția pe care, sau pără nu că n-am găsit, nu sunt atât de convins că direcția pe care mă aflu acum este direcția care mă caracterizează. Acum 5 ani făceam anumite lucruri, acum 10 ani făceam alte lucruri și în 5 ani o să fac, sper în continuare, lucruri ce aduc zâmbete pe buzele oamenilor. Nu te sperie cumva ideea asta că nu știi ce vei face mai departe, ci că te concentrezi pe ceea ce se întâmplă acum? Deloc. De când s-a transformat dintr-o destinație într-o călătorie, oarecum e ceea ce mă bucură. Faptul că nu știu ce o să fac, faptul că nu știu în o lună cum o să arate ziua mea de joi sau ziua mea de sâmbătă sau ziua mea de duminică, asta mă bucură. Bine, calendarul știe cum o să arate. Efectiv cum o să arate și lucrurile pe care o să le fac de la o zi la alta sunt foarte diverse. Asta îmi place. Îmi place să trăiesc într-așa un mic necunoscut. Este un pic stresant, este un pic
acest stres, că de fapt nu prea știu, nu ai o predictibilitate bună, dar zona mea de confort devine din ce în ce mai mult să mă aflu în afara zonei de confort. Și ca antreprenor sunt lucrurile pe care trebuie să le faci, să te obișnuiești cu lucrul, că cu faptul că în zilele nu seamănă foarte mult. Cornela Mariei, în urmă cu câțiva ani, deja destul de mulți, erai o fire destul de timidă și concentrată pe proiectele tale și pe ceea ce făceai. Mă uitam la niște interviuri ceva mai vechi. Astăzi ești ca un superstar din mediul acesta antreprenorial care iese în față cu proiectele sale, cu copiii săi, să-i spunem așa, cu invențiile. Schimbă cumva percepția asupra lumii, asupra proiectelor, asupra activității tale celebritatea pe care o dobândești prin ceea ce faci, prin munca ta? Mă gândeam acum un pic la care interviuri probabil te-ai uitat și că ar fi un mecanism foarte bun de tortură să mă faci pe mine să mă uit la ele, dar nu am astfel de plăceri. Celebritatea, să o pun între ghilimele, nu mă consider celebru, cunoscut poate e un cuvânt, dar și asta în anumite cercuri. E un lucru care ne ajută foarte mult. Ne ajută foarte mult networking-ul și faptul că ești în contact cu oamenii ce te pot ajuta. Este un lucru incredibil și un lucru care e un diferențiator uriaș. Lucru pe care acum 15 ani nu știam atât de bine. Sau poate știam, dar nu vreau să ies din acea, cum ai zis, timiditate și minding my own business. Nu schimbă cu nimic, sunt aceeași persoană timidă și aceeași introvert. Chiar mă amuză foarte mult când le zic oamenilor pe o scenă cu 1000 de oameni în față că sunt introvert și sunt timid. Nimeni nu-i vine să creadă. Sunt în continuare. Pur și simplu 15 ani de exerciții te fac să gestionezi mai bine situația, să zicem așa. Chiar la ce te gândești în momentul în care ești pe o scenă mare cu mulți oameni în față și trebuie să le vorbești? Nu știu exact cum să zic în română, mă gândesc că I better not screw this up, că oamenii și o grămadă dintre ei își pierd timpul cu mine aici. Interesant mod de a pune problema. Iubesc să mă aflu pe... Iubesc și sper să se poată din nou într-o situație în siguranță, lucrurile prin care am trecut, din păcate, sunt tragice și cu toții sperăm la un punct să se termine. Iubesc să mă aflu pe scenă și să vorbesc pentru că am făcut asta de destul de mult timp și de destul de multe sute de ori încât să pot să văd cum lucrurile pe care le transmit ajută pe un om care poate nu mai avea motivație să găsească un pic sau ajută pe acel părinte a cărui copil face niște năzbutii să afle că de fapt acel năzbutii s-ar putea să-l ajute, cum pe mine năzbutiile mele m-au dus unde sunt aici. Și îmi place foarte mult să vorbesc cu oamenilor și să aud după aceea peste un an, doi, hei, am făcut ceea ce mi-ai spus sau hei, țin minte ceea ce mi-ai zis și uite, am construit asta sau m-ai motivat să fac asta și lucruri pe care nu le realizezi în timp ce te afli, urci pe o scenă, vorbești la oameni, totul poate să devină foarte mecanizat la un punct, deși niciodată nu mi-am dorit asta, din vreo să fie o chestie empatică și afli după aia peste 2 ani că ai adus un gram de bine în viața cuiva și absolut incredibil, te face să zâmbești. Tot adunând așa premii și foarte, foarte multe reușite, încep să simți cumva o presiune mai mare să reușești, întotdeauna să fii Cornela Mariei, omul perfect și care doar are succes și doar reușește? Acest succes, îl pun între ghilimele, mi-a permis să mă înconjur de niște oameni incredibili. Ce îmi amintesc că practic îmi amintesc cât de mult mai am de învățat. Ca să nu zic și probabil că asta va fi tăiat, practic îmi amintesc cât de prost încă sunt. Probabil că asta o să fie un pic mai tăiat din filmare și din audio. Dar succesul ăsta m-a ajutat foarte mult să mă înconjor de oameni ce îmi amintesc cât de multe mai am de învățat. N-aș tăia absolut nimic, așa, lăsa-o pentru că este natural și mi se pare că este incredibil la un moment dat. Există diferite poziționări. Unii oameni care au realizări care poate nu par atât de mari, dar în mintea și în sinea lor le consideră exacerbate și oameni care, într-adevăr, schimbă lumea, dar în propria percepție pare că au făcut foarte, foarte puțin. Este un efect acesta și tocmai îl recunosc că am căutat acum pentru că tot timpul greșesc numele al doilea, știu că este Kruger, este Dunning-Kruger efect, care zice că, cum se zice în română, cât de sigur te simți tu pe un subiect,
La începutul, când studiezi, ești foarte convins că știi foarte multe, cu cât studiezi mai mult, că te prăbușești și abia mult mai târziu cu studiul începi să prinzi încredere în sine. Și da, de foarte multe ori te blochezi în prima parte în care abia știi lucrul, dar crezi că ești expert. Este, cred că, o definiție a poporului român în foarte Nu multe. doar, dar suntem o țară plină de oameni care ne dăm cu părerea și mă număr printre ei. Cum reușești să-ți atragi în jurul tău oameni care să te ajute să creșteți împreună, să găsiți idei și să nu fie oameni care doar să vină și să fie atrași de mirajul acesta al celebrității tale, al lucrurilor frumoase care se văd în momentul în care ai reușite? Sunt foarte multe lucrurile pe care le promovăm noi. Până la urmă, am întrebat mai mulți oameni să mă descrie în câteva cuvinte sau să-mi zică lucruri pe care le fac greșit în câteva cuvinte. Aproape toată lumea mi-a zis că lucrez prea mult. Sau că eu imaginea faptul că se lucrează foarte mult aici și destul de greu să atragi oameni care nu au dorința să facă asta când aura ta zice, ăsta e un om care lucrează foarte, foarte mult, mult mai mult decât trebuie și care iubește munca, poate are o relație mult prea intimă și plăcută cu munca decât ar trebui, poate ceva de genul ăsta, dacă este un cuvânt sau că ar trebui să zic așa ceva. Oarecum nu prea s-a întâmplat să atragem oameni în jur care nu au același nivel de commitment pe care îl avem noi și din nou promovăm câteva valori cheie ale noastre care construiesc, care atrag oameni în jur. De la faptul că noi ceea ce facem ajută, la faptul că nu, we're not doing this for business. Pentru noi, eu, lumea, de exemplu, este un business. Cu siguranță nu ar putea să existe dacă n-ar fi un business. N-ar putea să crească, n-ar putea să existe de mulți bani în cercetare dacă n-ar fi un business. Dar niciun echipa de fondare nu l-a construit pentru asta. Și cred că niciunul dintre colegi, nu că știu că niciunul dintre colegi nu lucrează aici pentru un beneficiu financiar. Nu de asta suntem aici. Pur și simplu nu am avut norocul să nu ne lovim de oameni care, sau pardon, să am găsit procesul care ne-a permis să identificăm oamenii ce poate nu o să fie cei care o să ne stea foarte mult alături și am rămas doar cu cei care vor să ne stea alături. Care e lecția cea mai dificilă pe care ai învățat-o în anii ăștia de antreprenoriat? Asta e o întrebare bună. Ce mai dificil? Cred că sunt mai multe de la... Să mă gândesc în ultimul an. Ba nu, chiar în ultimii ani. În ultimii ani și o să încerc să nu fac nicio referință la niciun rol sau business pe care l-am pornit. Foarte mult timp am crezut că este ceva greșit cu mine și în lucrurile pe care le fac legat de motivarea oamenilor, legat de atragerea oamenilor. Am crezut foarte mult că făceam ceva greșit și 90% făceam ceva greșit. Dar descoperi că mai exista un 10% legat de câteodată nu sunt oamenii care trebuie. Și am foarte, foarte mulți oameni în diferite locuri m-au încercat să mă convingă că era 100% vina mea și era om principal. Când ești foarte tânăr și maturitatea, indiferent prin ce ai trecut prin viață, ia mulți ani să crești, nu este ajustată încât să înțelegi intuitiv și nativ anumite lucruri prin care tu n-ai trecut, inevitabil să faci greșeli și inevitabil să nu înțelegi anumite lucruri și am spus că 100% este vina mea pentru acelea. Am învățat în ultimii 2 ani, că 10 sau ultimii 3 ani, că 10% era și din ce alt motiv. Și asta m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a dat mult mai mult curaj să încerc lucruri ce s-au dovedit a fi mai bune. Și aici mă refer în cultura organizațională, aici mă refer în modul de a atrage oameni. Mi-a dat curaj și nu aveam curaj în direcția asta. And it works. Acum chiar funcționează. Acum avem niște oameni absolut incredibili. Și de-a cursul ultimilor 10 ani, 15 ani, m-am lovit de oameni incredibili. Pe unii dacă aș fi știut ce știu acum, poate că încă ar fi fost aici unii, alții poate fi creat lucruri mult mai bune decât ceea ce au creat și not trying to beat myself up, dar și cursul fac niște lucruri mai bine, însă concluzia a fost că 10% I was right with something și aia mi-a dat foarte, foarte mult curaj. Cornela Mariei, ce faci cu banii pe care îi câștigi? Pun într-un cont.
La care îți vreau un răspuns foarte, foarte rapid. Sunt într-un cont, sunt mai multe conturi, în fine. Investesc în educație, educația mea, asta e o direcție, și educația celor din jurul meu apropiați. Investesc foarte mult în hobby-uri, în a rămâne tot timpul expus la noi lucruri, pentru că întotdeauna am promovat și cred asta cu tărie și am văzut-o pe sute de oameni care am colaborat. Inovația și creativitatea vin din a rămâne expus la lucruri, din a vedea lucruri complet, complet diferite. Zic că experții nu pot inova, pentru că atunci când te concentrezi pe un singur lucru, nu mai poți să vezi ceva mic în stânga, ceva mic în dreapta și să le pui împreună. Ceea ce consider că este una dintre rețetele pentru a creativitate, diversitatea, să te expui. Și astea lucruri în care investesc. Sfaturi financiare nu o să dau. Nu, e momentul bun să dau sfaturi financiare. Am investit foarte mult în lume și n-am fost singur, alături de grupuri de investiții, alături de primii fondatori, cofondatorii mei. Am investit într-un final propriile noastre resurse. Cam asta fac cu banii. Încerc atât eu cât și oamenii apropiați mie să rămânem expuși, să putem să ne concentrăm pe a deveni variante mai bune ale noastre și, bineînțeles, pe lucrurile normale ale vieții. Bine, asta sună ca într-o carte. Cam asta. Care sunt modalitățile prin care reușești totuși să te deconectezi sau dacă te deconectezi vreodată? Da, întotdeauna și o să mă îndepărtez un singur metru, pentru că asta se află lângă biroul meu și nu-i singura chestie, sunt mai multe pe aici. Cred că în 10 metri distanță, nu 10, hai să zic, un perimetru de 6 metri, o rază de 6 metri, sunt 11 instrumente muzicale. Toate felurile. Numai tobe. Aparent nu e plăcut într-un birou să cânți la tobe. Decât dacă ar fi electrice și ar fi și asta o idee. Călătorit foarte, foarte mult. Când se poate. Acum nu. Acum încercăm să fim și noi cât mai siguri. Chiar, uite, campania de vaccinare funcționează, deși nu vreau să fiu citat pentru asta. Sunt proaspăt trecut de rapel și de toate lucrurile și mă bucur că toți oamenii din jurul meu sunt. Și asta parcă ne dă un grad un pic mai mare de libertate, dar nu înseamnă că lucrurile s-au terminat nici de cum. Lucrurile nu mai sunt mulți ani până când se rezolvă. Călătorii foarte mult, instrumentele muzicale, pasiunile care ne înconjurăm, am un telescop la 1 metru, acum uitam, 1,5 metri de mine și ascult pe trasă și ne mai uităm la stele. Întotdeauna păstrez aproape multe din hobby-urile mele, altfel n-aș avea timp de ele, dacă nu sunt la 2 metri, 3 metri de mine, nu aș avea ocazia să le folosesc. Recunosc, sunt 14 ore pe zi la birou, 15 ore pe zi la birou, nu sună optim, dar mă trezesc dimineața, primul meu gând e cum ajung la birou și la 1, 2 noaptea, primul meu gând este cum ajung mai repede acasă ca să dorm, ca să mă întorc aici. Și știu că nu sună foarte plăcut, e incredibil de frumos, pentru că suntem înconjurați de pasiunile noastre și sunt înconjurați de oameni incredibili. Cam asta fac ca să mă deconectez. Multe alte hobby-uri prin jur. O să spun o întrebare care sună așa, o întrebare de recrutare, știi, de job. Ce sfat i-ai da lui Cornela Marie de acum 15 ani sau 20 de ani, când începeai tu așa să-ți cunoști pasiunile și cumva direcțiile pe care vrei să le explorezi? Mai mult focus. Mai mult focus pe câteva lucruri. Întotdeauna am lucrat mai multe lucruri odată. Nu s-a schimbat nici acum și în lume. Sunt 40 de topicuri deschise în secunda asta în care lucrez activ. Cu un pic mai mult focus, cred că aș fi putut să fac un lucru mai repede și mai bine. Începeam un lucru, mai începeam încă unul, mai începeam încă unul și la un punct, primul început era uitat. Nu era o chestie foarte optimă. Asta mi-a luat câțiva ani să învăț. Și ar fi unul dintre lucrurile pe care le zice. Alt lucru pe care l-a spune unui Cornel Marie de acum, să zicem, din perioada 2005-2009, ar fi că indiferent cât de urât arată lucrurile și indiferent cât de mică poate să fie încrederea în tine, lucrurile în care crezi s-au adeverit a fi corecte. Dar asta am aflat după încă 10 ani. Și sunt bucuros să fiu aici acum. Lucruri precum lumea n-ar fi existat dacă nu am rămas atașat de anumite valori pe care le aveam atunci de eram singur om pe care îl cunoșteam, care le avea și erau cele care mă marginalizau față de restul. Simți că te-a ajutat școala, ce ai învățat în școala clasică sau ți-a pus niște piedici creative? Piedici. Piedici.
Nu zic că un sistem, nu zic că educația este greșită, din contră. Zic că educația românească este, din păcate, foarte, foarte... necesită foarte multă muncă. Am avut norocul să merg la universitate cu oameni încă 120 de țări și mi-a dat ocazia să discutăm despre sisteme educaționale de pe tot globul. Suntem la un nivel greu de imaginat cu performanța sistemului educațional, cu informația care ne este oferită, cu cât de în urmă a rămas față de cum umanitatea ca specie a progresat. Și e foarte simplu. Părinții noștri au învățat ceea ce au învățat și noi, dar lumea nu arată cum arăta atunci. Cornela Mariei, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM și abia aștept să povestim și despre următoarele tale proiecte și premii, de ce nu? Mulțumim foarte mult! Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Paul la Europa FM.